Un nou eveniment cultural de excepție organizat de către Biblioteca Județeană Ovid de Însușianu Hunedoara-Deva va avea loc în perioada 10-13 octombrie în reședința de județ. Este vorba despre cea de-a 22-a ediție a Salonului Hunedorean al Cărții, eveniment devenit tradițional și foarte apreciat de iubitorii de carte din județ. Personalități de marcă ale culturii noastre își vor lansa cărțile la Deva, iar cei prezenți vor avea posibilitatea să își achiziționeze volumele preferate. Într-o lume în care gadgeturile și mediul online au pus stăpânire nu doar pe tineri, ci și pe cei trecuți de prima tinerețe, Biblioteca Județeană Ovid de Însușianu oferă alternativa ce pare a fi nemuritoare: cărțile tipărite. Salonul Hunedorean al Cărții este evenimentul cultural pe care Biblioteca Județeană îl pregătește cu mult profesionalism, cu respect față de cititorii fideli, față de toți prietenii cărții, de scriitori, edituri și librari. Ca și în anii precedenți, și la această ediție va fi o participare numeroasă, concretizată în peste 100 de edituri din țară și străinătate. Salonul va fi accesibil publicului zilnic între orele 10 și 20, intrarea fiind gratuită. Evenimentul va avea loc în incinta Deva Mall la etajul 3 și este organizat de către Biblioteca Județeană Ovid de Însușianu Hunedoara-Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara.